if you could take it. Știm că nu vă vine să credeți, nici nouă, dar Riri chiar nu mai este o bad girl de când și-a făcut publică relația cu iubitul ei. Dacă vacanțele anuale în Barbados pentru a sărbători festivalul Crop Over au devenit legendare, se pare că romantismul ei cu miliardarul saudit Hassan a făcut-o să lase deoparte stilul de viață petrecăreț și să aprecieze mai mult timpul petrecut împreună cu acesta. Obișnuia să facă petreceri, iar acum pur și simplu are alt stil de viață. Hassan are o mare influență asupra acestei schimbări, pentru că i-a adus un sentiment de stabilitate în lumea ei agitată. Le place să meargă la cine romantice sau să petreacă o noapte romantică împreună la ea acasă, a declarat un apropiat al acestora pentru o revistă britanică. Rihanna își dedică mult mai mult timp afacerilor sale și, de asemenea, se pregătește intens pentru rolul de actriță în viitorul film Ocean's 8. A mai completat acesta. Pe bune, Riri? Ne-ai cam luat prin surprindere?